Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Cumpăna, dar nu ne aflăm într-un birou de primar sau într-o sală de consiliu, așa cum facem de obicei emisiunile de aici, de la Cumpăna, ci am zis să mergem în teren, să mergem în teren să vedem ce se întâmplă de fapt și dacă proiectele despre care doamna primar a tot vorbit de-a lungul timpului se realizează sau nu, care este stadiul lor, ce se întâmplă cu aceste lucrări. Așa că am invitat-o pe doamna primar, sau dânsa ne-a invitat în teren. Bun găsit, doamna primar Mariana Găjiu. În primul rând, aș vrea să ne dezvăluiți unde suntem acum, în ce locație suntem acum. Bună ziua, bine ați revenit la Cumpăna și încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a fi aici, la firul ierbii, acolo unde putem vedea cu ochii minții nu doar investițiile crescând, ci greutățile pe care le întâmpinăm pe timpul execuției lor. Aici ne aflăm, pe aproape de malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră, într-un cartier nou înființat, începând încă din anii 2004, cartier care este înființat pe un teren accidentat, gropi rămase în urma excavării canalului Dunăre-Marea Neagră, gropi care au fost umplute de-a lungul anilor, zecilor de ani, tot de către locuitorii comunei Cumpăna, doar cu gunoaie. Vă imaginați munca imensă ce a trebuit de a căra acele gunoaie, de a nivela terenul și de a putea, ca noi, de-a lungul anilor, și așa am visat, ca aici să fie cel mai frumos cartier al comunei Cumpăna. Cartier care a fost constituit pentru tineri în principal. De aceea, în 2009, au fost date în folosință primele locuințe anele, 64 de unități locative, pentru tinerii până la 35 de ani, de la 18 la 35 de ani. Apoi, am proiectat, așa cum era firesc să te gândești, ce trebuie într-un cartier nou. Tinerii dau. Atunci când vorbești de tineri, te gândești de ce au nevoie tinerii. Exact. Sunt tineri până la 35 de ani, cu siguranță vor avea copii. Și atunci dezvălui eu, pentru că noastră nu ne-a spus la început, ne aflăm într-o grădiniță care este la gri, la alb, dacă se poate spune așa, și în curând această grădiniță, chiar în 2020, va fi dată în folosință. Aici vor învăța cât 100 și ceva 120 de copii. 120 de copii care au program prelungit la această grădiniță, într-o grădiniță modernă, dotată cu absolut tot ceea ce este necesar pentru petrecerea unei zile de dimineață de la ora 7-8 când începe programul, până seara când părinții vin după o zi de muncă să ia acasă, odihniți, mâncați, dar mai ales educați. Asta vreau să vă spun, într-un mediu de socializare unde copilul se simte cel mai bine. Ce vreau să vă spun este că acest proiect nu este așa peste noapte, deodată a trebuit. Vreau să vă întreb ceva. Am văzut în mediul online niște imagini cu niște domni, cu niște banderole albe care protestează că proiectele nu le sunt luate în considerare. Vreau să vorbim despre un astfel de proiect. Cât a durat de la momentul la care proiectul a fost gândit, nu pus pe hârtie și obținută finanțarea, ci gândit și până a fost începută construcția? Despre câți ani vorbim? Păi eu v-am spus, în 2000 am devenit primarul comunei Cumpăna. De atunci eu gândeam o dezvoltare durabilă, amplă a localității, care să nu fie pentru un an, pentru 10, ci într-adevăr pentru viitorul copiilor noștri. Este firesc, după cum vedeți, investițiile realizate, că nu doar această grădiniță este prima investiție publică. Câte grădinițe sunt în Cumpăna? În Cumpăna sunt 3 grădinițe în acest moment și grădinița pe care am înființat-o în 2000 este în extindere, în modernizare, în extindere, pentru că acolo vor învăța 350 de copii. Bun, dacă te gândești la un astfel de proiect, o grădiniță nouă, construită de la zero, pe un teren care nu era tocmai propice construcției, care a avut tot felul de probleme și așa mai departe, iar acum este aproape gata. Ei bine, un astfel de proiect este o idee foarte bună. Oricine poate să vină cu această idee, chiar și domnii cu banderele albe. Dar vii cu astfel de idee, trebuie să vii și cu finanțarea. Asta este. Și atunci cât a costat un asemenea proiect? Deci, proiectul a costat peste 800.000 de euro, din care... 800.000 de euro. 800.000 de euro. Bun, și domnii cu banderole albe au și surse de finanțare pentru proiectele pe care le propun? Fiecare este liber să propună, dar trebuie să și analizeze, să și caute sursa de bani, care este cea mai grea. De unde ați făcut rost de banii ăștia? Banii sunt aduși de la Ministerul Dezvoltării, la vremea respectivă, azi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice Locale. Contractul pentru această grădiniță, contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2017. Un an de zile a durat
susținerea licitației, evaluarea, desemnarea câștigătorului și abia în mai 2019 începe efectiv construirea acestei grădinițe. Vroiam să vă spun că din aceștia 800.000 de euro au fost necesari banii de cofinanțare, infrastructura, apă. Înseamnă că și primăria a contribuit la proiect. Este a primăriei. Primăria, de asemenea, având 20% din valoarea acestui contract. Ce trebuie să vă spun eu este următorul lucru, că nu deodată într-un câmp amplasez o creșă. O grădiniță, gândul e la creșă, pentru că și aceea este în viziune și în strategia de dezvoltare. De ce n-ați început cu o creșă și ați început cu o grădiniță apropo de asta? Pentru că nu reușeam să obțin în mediul rural atât de ușor creșă. Ce ne trebuie în mediul rural? În mediul rural trăiesc bunicii, mai avem cu cine lăsa copiii, abia doar la mediul urban să se... O zonă metropolitană, lumea fuge de la oraș și vin tot mai mulți tineri. Dacă ați construit deja 100 și ceva de apartamente și mai construit și altele în zona asta, plus toate casele astea frumoase care au apărut aici, oamenii ăștia vor avea nevoie să-și crească copiii, să-i ducă undeva, să-i duce. Deci dumneavoastră a spus de oamenii cu banderole albe. Eu le spun tuturora, sunteți locuitorii comunei Cumpăna, suntem cu toții o familie, trebuie să ne intereseze dezvoltarea durabilă, concretă. Aici a trebuit de-a lungul anilor, repet, sistematizată toată zona. Sistematizare înseamnă tot ceea ce înseamnă utilități. Utilitatea este realizată nu doar din impozitele și taxele comunei Cumpăna, dacă este așa o fărâmiță, dacă sunt banii noștri, restul, toate sunt în proiecte, toate sunt fonduri europene, fonduri naționale, toate sunt prin parteneriate. Guvernul Irlandei vine și susține construirea și dotarea a 4 case de protecție, cum se numesc ele, căsuțe protejate, pentru persoanele cu dizabilități ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Consiliul Județean este cel ce a venit cu infrastructura de lumină, de apă, de aici, în această zonă. Apoi, asta nu înseamnă că vine și până la grădiniță, absolut. Consiliul Județean. Apoi, comuna trebuia să aibă bani de cofinanțare. Am fost nevoiți să scoatem la licitație, la vânzare, terenuri în suprafață de 500 de metri, de 400 de metri, pentru a putea câștiga banii de cofinanțare. După cum vedeți, această zonă sunt 128 de apartamente. În fața noastră, aici, va începe construcția altor 64 de apartamente pentru persoanele tinere. 130-150 de copii se nasc anual în comuna Cumpăna. Este nevoie de această creșă. Nu este un moft. Credeau la minister când mă duceam pentru solicitare locuințe anele, cum aneleuri la țară. Da, la țară. Pentru că nu ai atâta de mare suprafața de teren să o pui la dispoziție, să dai tinerilor teren ca să poată să-și construiască case. În schimb, construcțiile de locuințe le pot face mai rapid. Aș vrea să spunem ceva, pentru că, lăsând gluma la o parte, oamenii trebuie să înțeleagă că astfel de proiecte, făcute de oamenii cu banderole albe sau oricine, și de dumneavoastră și de echipa pe care o aveți la primăria Cumpăna, sunt benefice localității. Este nevoie de astfel de proiecte, dar mai mult decât o idee pe care o pui pe hârtie sau pe care o prezinți în ședința de Consiliu Local, este nevoie de bani. Banii pentru finanțarea unor astfel de proiecte sunt cel mai greu de obținut. În cazul acesta, în cazul unei grădinițe, totul a pornit ca idee prin anii 2000, după care în 2017 ați reușit să găsiți finanțarea și iată abia 3 ani după este proiectul aproape gata să fie dat în folosință. Pentru fiecare calorifer pe care îl instalezi într-o grădiniță, și sunt poate 10 sau 100 de calorifere, pentru fiecare geam pe care îl pui aici, pentru a avea copiii condițiile necesare, este nevoie de bani. Și toți banii ăștia nu poți să bați din palme și să-i aduci la Cumpăna, pentru că așa vrea primarul Mariana Gâjul. Banii ăștia, pentru ideile astea bune, are oricui ar fi ideile astea, trebuie aduși de cineva. Deci cine are o idee bună, trebuie să vină și cu sursa de finanțare pentru acel proiect. Și atunci vă întreb, ok, faceți o grădiniță. Grădinița asta o să aibă nevoie de mai departe, nu, n-ai făcut-o și ai lăsat-o așa cu ea 800.000 de euro, are nevoie mai departe de bani de curent, de încălzire, are nevoie de mâncare și așa mai departe. Toate aceste lucruri, fiind o grădință de stat, cum se spune, trebuie asigurate de primărie. De unde veți avea resursele în continuare și cum vă descurcați până la urmă? De unde? Simplu. Eu sunt convinsă că vom reuși să avem nod de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei Cumpăna, deschinzând căile de acces către comuna Cumpăna, automat agenții economici importanți vor veni să-și mute afacerile pe teritoriul comunei, acolo unde
găsesc la proprietari de închiriat terenuri, pentru că primăria comunei Cumpăna nu are decât pentru un parc industrial pe care noi vrem să-l realizăm, și aceștia vor aduce venituri la bugetul local. Taxele și impozitele pe care le plătește o societate economică, un agent economic, sunt baza, dacă vreți, de pornire la ceea ce înseamnă cheltuielile de întreținere a unor asemenea instituții de învățământ. Educația și sănătatea în mintea nu primarului comunei Cumpăna, fiicei comunei Cumpăna, sunt pe primul loc. Nimic nu e mai important decât sănătate și educație. Știu că v-ați bătut pentru această descărcare de pe autostradă, dar ea nu va fi făcută până în septembrie sau octombrie, când începe să lucreze această grădință. Și atunci trebuie să aveți banii necesari până când apar aceste investiții, până când sunt lucruri foarte bune, dar poate nu se vor întâmpla în septembrie, poate se întâmplă anul viitor în septembrie. Cu siguranță și autostrada ne chinuim de 10 ani să o avem. E pentru a treia oară ridicată pe SICAP achiziția publică pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție al proiectul tehnic a acestui nod de descărcare. Aceasta nu înseamnă că facem pași înapoi. Cum de atâția zeci de ani ne chinuim și nu spun lucruri în van, să putem să avem și să accesăm orice fond european, orice fond național, cum până a beneficiat de el, indiferent de guvernare și de culoarea politică a acesteia. Deci, în acești ani, pentru că sunt tot dumneavoastră vorbiți, sunt comentarii pe rețelele de socializare, aceleași proiecte le prezentăm, altele. Păi astea sunt proiecte care durează, nici o casă nu ți-o poți tu realiza într-un an, în doi, în trei, ci și tu ca om, poate că dacă ești multimiliardar, dar noi nu prea suntem din aceea. Și atunci, dar rămite să dezvolți o asemenea localitate. N-am stat 17 ani să începem construirea acestei grădinițe. Între timp am găsit finanțare pentru campus școlar, prin program operațional regional, fonduri europene. Dar o grădiniță nu poți să o construiești în câmp. Ai nevoie de drumuri, ai nevoie de canalizare, de apă și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun că acel campus școlar construit în câmp, acolo, de 8,5 milioane de euro, atâta a fost valoarea acestuia, m-au ajutat când mă duceam să cer fonduri sau proiecte de asfaltare până la campusul școlar, de energie electrică până acolo, de gaze, de toate cele. Era campus, era educație, acolo învață 716 elevi ai comunei Cumpăna, deci aveam cu ce obiectiv să mă duc să demonstrez cât de urgentă era alocarea acelor bani într-o comună care are ce educa, care are ce forma. Și atunci, având nevoie de cofinanțare, spuneam, am luat parteneri și locuitorii care au cumpărat și aceștia au venit. Și când am adus rețeaua electrică, că aceasta a fost foarte importantă, au explodat construcția de locuințe. Au apărut precum ciupercile după ploaie. Ce acum sunt case în construcție? Sunt case în construcție și este foarte bine. N-am reușit să facem lucrul acesta în toate zonele, pentru că așa am gândit-o împreună cu Consiliul Local. Subliniez, Consiliul Local alcătuit de diferite culori politice consilierii. Atâta vreme cât ai om care vrea să gândească pentru dezvoltarea durabilă a comunei, nu fac acei patru consilieri de azi ai opoziției care se opun la toate proiectele. Nu vor. Noi puteam să dezvoltăm și celelalte cartiere, dar nu poți să iei doar tu Cumpăna. Din 3200 de unități administrative sunt și alți colegi primari la nivelul țării. Cei din vest au altă deschidere, oamenii au altă percepție, agenții economici mult mai mari, mult mai puternici care au venit acolo. Au reușit să dezvolte mai rapid. Noi, poate că trebuie să muncim de 10 ori mai mult ca să demonstrăm că atragem și noi și că avem de ce. Zona liberă a portului Agigea, zona care are cale ferată, tot ce înseamnă, aceasta este, dacă vreți, pentru noi, atuul de a aduce agenții economici. Nu e de ajuns să construiești centru medico-social, cabinete medicale moderne, să construiești 3 săli de sport, să construiești tot ce le-ați văzut dumneavoastră, after school, tot pentru educație, centru socio-educativ, școală cu bancă mondială, să de abia, sau tot de educație. Vă spun acum un proiect, tot legat de, zice, nu s-a gândit nimeni să respecte normele Uniunii Europene la Cumpăna. Primarul, numai când a spus, doarme în bocanci, nu schimbă plăcile de azbociment de pe o școală construită în 1975. Da,
noi am depus proiect de eficientizare energetică, tot prin fonduri europene. N-au ajuns banii în care... Și nu se fac peste noapte, asta e ceea ce trebuie să înțeleg. Am depus din nou proiectul. Dar nu, noi informăm, noi am depus din nou proiectul. Dar noi lăsăm să comenteze. Noi nu ne aflăm în campanie electorală. Aici, dacă vrei să faci treabă, tu te afli în campanie electorală de a doua zi după ce ai început mandatul. Haideți să lăsăm campania electorală, pentru că știu că nu e nevoie să spuneți chestiile astea, pentru că oamenii le văd. Dar pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă atunci când construiești un astfel de proiect, când o iei de la zero cu un teren pe care erau gunoaie și așa mai departe, aș vrea să-l invit alături de noi pe domnul inginer care a supervizat această lucrare și aș vrea să înțelegeți mai bine ce înseamnă un astfel de proiect și cum este dus el într-un an, un an și ceva, de la nivelul zero la partea asta de pe un teren care nu era tocmai propice construcției poate la început, până la un nivel la care poate în câteva luni se vor muta aici niște copilași care vor învăța să facă primii pași în educație. Mă bucur că v-ați alăturat acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb mai întâi de toate, ce ați găsit în urmă cu 2 ani aici pe acest teren? Bună ziua, în primul rând. În urmă cu un an de zile, în luna mai, în anul 2019, când am demarat lucrările la acest proiect, aici era un teren accidentat, plin cu lăz, care am avut o săpătură foarte grea, a trebuit să cărăm foarte mult moluz. Cât ați săpat? Cât ați mers în adâncime? S-a săpat în jur de 2 metri în adâncime. Ce ați găsit pe teren? Lăz, gunoaie, materiale foarte vechi de la canal, cum s-a săpat, resturi. Le-am cărat, tot de aici s-a curățat, s-a făcut o pernă de piatră de 1,20 m, foarte... Cu siguranță nu se putea construi în acel teren. Nu se putea construi în acest teren, din motivul acesta lucrurile au demarat destul de greu, dar cu ajutorul doamnei primar, cu ajutorul proiectantului, cu ajutorul oamenilor, s-a putut construi. Suntem acum la nivelul la care sunt părinții în Cumpăna care spun abia aștept să-mi scriu copilul la toamnă și să vină să învețe într-o grădință construită, să miroasă totul la nou, cum se spune. Ce le promiteți oamenilor care își doresc acest lucru? Păi noi le promitem că în maxim 2 luni grădinița aceasta va fi gata cu tot, cu amenajat curte, cu locuri de joacă, cu gazon, cu spații verzi, cu... Asta înseamnă unde? Luna august va fi totul? În luna august, cu siguranță, grădinița aceasta va fi finalizată 100%. Bun. Oamenii care vor veni aici cu copiii se întreabă, bun, dar ce condiții au? Și aș vrea să ne descrieți puțin tehnic, câte camere sunt, etaje, ce fel de dotări vor avea și așa mai departe. Păi în această grădiniță avem 6 săli de activități pentru copii. Sunt 8 dușuri, în jur de 12 băi cu toalete echipate cu ghiuvete, avem cabinet medical, este echipată cu 2 bucătării, cu spălătorie, camera centrală și cam aceasta este. Metri pătrați de construcție, așa puteți să estimați? Metri pătrați sunt în jur de 1000 de metri pătrați. 1050 de metri pătrați. Care au fost provocările cele mai mari? Partea asta de fundație sau eu știu ce a urmat după? Și partea de fundație, dar și ulterior. A fost o construcție complexă, o construcție grea, pentru că designul, vedeți cum a fost arhitectura și a fost foarte frumoasă, dar greu de executat. Dar într-un final a fost un lucru frumos. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune și aș vrea să ne întoarcem la doamna primar. Doamna primar, am văzut ce înseamnă o lucrare făcută de la zero. Proiecte de genul ăsta pe care le lăsați în urmă, cum să zic, de ele vor beneficia niște copii, nu doar pentru anul ăsta. Peste 10 ani vor fi copii aici, peste 25 de ani vor fi copii aici, copiii tinerilor care se nasc acum, care se mută aici, copiii care se nasc acum, copiilor vor învăța tot aici. Este o construcție pe care o faci aici, pe viață, pentru mai multe generații. Și atunci când faci un astfel de proiect, te gândești, nu m-am luptat pentru oamenii care mă votează anul ăsta. Nu m-am luptat aici pentru chestiile astea care sunt făcute pentru ce interesează pe cei cu interese mărunte
în 2020, ci pe 25, pe 30, pe 50 de ani poate. Vor spune peste 50 de ani că geamurile sunt, nu respectă normele Uniunii Europene peste 50 de ani. E ok, poate ala primar le va schimba peste 50 de ani, dar până atunci niște copii vor învăța și se vor educa aici. Cu ce gânduri pășiți într-o astfel de unitate, știind că v-ați luptat pentru ea și știind că peste 3 luni niște copilași aici unde suntem noi se vor juca pe covorașul ăsta și vor avea căldura, vor avea o inimă aproape de ei, educatori și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, Bunul Dumnezeu întotdeauna mi-a dat forța să pot să mă ridic și să merg mai departe atunci când un locuitor și mai ales un prieten te lovește. Cum a făcut Bunul Dumnezeu ca astăzi noi să facem acest interviu într-o grădiniță? Și spun de ce grădiniță. Soțul unei doamne educatoare, care a educat generație după generație copiii comunei Cumpăna, astăzi la pensie, tânără pensionară, la grădinița din centrul comunei, soțul doamnei m-a acuzat în urmă cu o săptămână, fiul al satului. Măi, Mariana, dar mai du-te odată la pensie. Ce trebuie? Ai nepoțică? Lasă și pe altul. Ce te gândești tu să construiești un centru farmaceutic non-stop? Lipsește comunei. Te gândești? Eu am spus, măi Nicu, dar trebuie pentru mâine. Trebuie să facem, să ne gândim la generația viitoare, ce lăsăm în urmă. Ce te gândești pentru mâine? Astăzi, numai pentru astăzi trebuie. Ei, nu așa trebuie să gândim. Dumneavoastră a spus bine. Eu spun doar atât. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a ținut sănătoasă și mă ține în picioare mai departe, oamenilor comunei Cumpăna, tuturor locuitorilor, n-are importanță votul, nu mă interesează, eu sunt primarul tuturor locuitorilor, colegilor mei funcționari publici și consilierilor locali care au votat aceste proiecte propuse, că în urma noastră rămâne ceva. Și că fiind la pensie, dar atunci când va veni rândul, când noi mai putea să merg pe picioare și capul nu mă mai ține minte la ce proiecte avem de făcut, când merg pe stradă, să-i privesc în ochi pe oameni, să nu-mi fie rușine că am stat pe scaunul acela și că m-am gândit la pământurile mele, m-am gândit la afacerile mele sau m-am gândit la nu știu ce interese meschine. Nu. Aici este viață. Clădirea aceasta are viață. Clădirea aceasta, nu știu cum să vă spun, respiră dorința noastră de a avea cei mai buni pentru copiii noștri. Și eu, prin putere, când văd, vedeți dumneavoastră, ce a spus constructorul, ce a găsit aici? Dar le vedeți că nu toate lucrurile sunt construite. Ori aici prinde contur. Gardul acela, niciun gard în comuna Cumpăna, nu există cum a fost proiectat acest gard. Și vreau să vă spun că studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost întocmit tot de un fiu al comunei. Deci a pus suflet. Cu alte cuvinte, nu sunt numai copiii care beneficiază, sunt și afaceri locale, eu știu, sunt oameni până la urmă care vin să lucreze pentru aceste proiecte și beneficiază pentru că odată cu ei sunt din salariile câștigate și așa mai departe, comuna se poate dezvolta mai departe. Este o dezvoltare pe orizontală, până la urmă nu ne interesează să câștige, primarul sau consilierul sau așa, ci este o treabă importantă pentru toată comunitatea. Și mai este ceva. Vedeți dumneavoastră, spațiul, terenul aici este generos. L-am gândit de la început așa, ca să fie loc pentru copil, să aibă de joacă, să aibă mișcare. Există posibilitatea. Dar cum să poți tu astăzi să dărâmi căminul cultural, să iei spațiu verde sau spațiu de siguranță între trotuar și gardul școlii, cum face un alt candidat, că tot la campanie electorală revenim, și scrie pe rețelele de socializare, primarul privește cu nepăsare, când părinții se îngrămădesc în fiecare zi în mijloacele de transport proprii să-și lase copiii la școală, ca și cum ar trebui să ne urcăm cu mașinile în curtea școlii, să intrăm în clasă cu ele. Trebuie să-i lase exact în poarta școlii, așa dorește. Păi unde, ce să fac? Să dărâm, e drum național,
apropo de gândire și de ce înseamnă logică de construire și de dezvoltare. Dărâmăm în partea asta, în căminul cultural, intrăm în blocul de lângă cămin, dărâmânăm de la școală. M-am dus la școală și a spus, nu doamnă, nu puteți să dărâmați spațiu verde, să tăiați brazii, să tăiați și să intrați pe trotuar. Oamenii, în momentul ce vor să asfalteze ca să facă loc pentru parcări de mașini. Pentru parcări de mașini, pentru a putea să evităm aglomerația de dimineață și de la prânz când vin să ia pe copilași de la școală. Ori noi, primăria, administrația publică locală, punem la dispoziție polițist local care să vină să dirigeze traficul pentru a-l fluidiza. Asta putem. Drumul acesta e național. Nu poți să faci tu, administrație publică locală, intervenție în el așa cum dorești, cu toate notele de fundamentare întocmite de către primar către drumul național. Eu am 3 ani de când mă chinui prin documente duse și la CNAIR la București să fac o bretea la dreapta pe șoseaua națională 39, când ieșim la bifurcație din Cumpăna, să ne ducem spre Eforie, fără să mai așteptăm să intrăm în sensul giratoriu. Alte proiecte care au nevoie de bani și de timp și de nervi și de toate acestea. Parteneri, nu le realizează primăria comunei Cumpăna, aparține drumurilor naționale. Acolo sunt alte entități care își dau avizele. Aceasta nu înseamnă că primarul nu s-a dus să solicite lucrul acesta, dar cine dorește doar să facă campanie electorală și să spună primarul n-a rezolvat asta, n-a rezolvat asta, le aduce în atenție tot mereu. Și nu vă spun că e pe placul unora care, bineînțeles, și eu am disconfort când mă duc și stau un sfert de oră dimineața să ies în sensul giratoriu la bifurcație. Dar încet, încet vom convinge că nu e un moft al primarului Mariana Gâjul, că e o necesitate vitală pentru locuitorii comunei Cumpăna. Iar oamenii respectivi trebuie să știe un lucru, așa cum am mai spus, atunci când vii cu o idee care e foarte bună, e nevoie de astfel de idei, vină și cu o hârtie în care spui de unde vii cu fondurile, vină și cu o hârtie în care spui de unde vei obține finanțare europeană sau confirmarea că vei obține acea finanțare. Ideea simplă este doar o idee. Până nu o pui în practică, este egală cu zero. Am ieșit din clădirea în construcția grădinței pentru că vrem să vă arătăm câteva imagini și de afară. Este o zonă în care se lucrează atât la gard, gardul acesta de lângă mine, și un gard rezistent de beton, o curte mare unde se nivelează pământul, dar și la exterior, la partea de culoare, de, eu știu, înfrumusețarea acestei clădiri. La final, vă las cu o idee. Toate aceste proiecte de care a vorbit doamna primar ar rămâne doar proiecte dacă ele nu și-ar găsi finanțare, dacă nu și-ar găsi echipele de muncitori și așa mai departe, dacă nu ar fi puse în aplicare. Toate proiectele sunt bune pentru Cumpăna. Oricine poate să vină cu idei, dar acele persoane este nevoie să vină și cu o idee de finanțare, o idee de a transforma acel gând scris pe hârtie într-o clădire cum este aceasta. Vă las cu această idee. Gândiți-vă ce înseamnă să duci la bun sfârșit astfel de proiect într-o localitate precum Cumpăna. Și nu e vorba doar de o grădință. În emisiunea viitoare am să o scot pe doamna primar pe teren, undeva să mergem în zonele unde se lucrează la străzi și așa mai departe, pentru că vreau să vedem ce se întâmplă și cu străzile în localitate. Dar dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă vreți ca doamna primar să răspundă întrebărilor dumneavoastră de aici, din Cumpăna, ale cumpănenilor, vă rugăm să le adresați pe Constanța News. Aveți pagina de Facebook la dispoziție sau adresa de e-mail. Intrați pe Constanța News, comentați și haideți să găsim subiectele care ne preocupă pe toți, să le aducem la suprafață și să vedem care este rezolvarea pentru ele și când vor fi rezolvate acele probleme, dacă este cazul. Cam atât deocamdată. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.